Țara Almăjului, o lume mirifică, o lume binecuvântată de către Dumnezeu. Vom face o incursiune, dragi telespectatori, acum în toiul sărbătorilor de iarnă, în câteva dintre localitățile acestei zone frumoase, alături de cei ce conviețuiesc aici de o viață, cu arta, cultura și tradiția lor. Mai întâi, aici, la Lăpușin cu Mare.
Dragi telespectatori, iată, am ajuns la Lăpușii cu Mare, chiar în fața Bisericii Ortodoxe, alături de doamna Mihaela Drăgilă, primarul acestei frumoase comune din Valea Almăjului. Suntem în toiul sărbătorilor de iarnă, cu toate că, iată, timpul ține cu noi ca... Nu ca în alte dăți, când era ceață, ploa, ningea. Ei bine, un timp primăvăratic, chiar acum, în toiul iernii, aici la Lăpușnicu Mare. Doamna primar, a mai trecut un an. A mai trecut și la mulți ani tuturor. La mulți ani cu sănătate și bucurii, pentru că, iată, am trecut prin niște clipe grele în ultimii ani. Sper să revenim la normalitate și aici în comunitatea din Lăpușnicu Mare și peste tot, la noi în țară și nu numai în lume. Ei bine, cum a trecut anul? A trecut anul repede și a trecut și cu folos pentru toți cei care au muncit de la mic la mare. Am tras fiecare în direcția noastră, astfel încât lucrurile, situația generală să se amelioreze. Și am făcut lucrări și mai mari și mai mici. Ne-am ocupat să se vadă că suntem concentrați pe toate planurile. Am încercat să susținem și ceea ce înseamnă un pic de viață socială, un pic de, eu știu, de veselie în sat, deși anul ăsta... Date fiind necazurile, nu s-au organizat nigeie, fiecare a sărbătorit cu familia acasă, a fost fără muzică, fără joc. Cum ați întreținut? Cât de cât, așa, o mică bucurie, o mică veselie aici la Lăpușnic? Păi, o bucurie pe care cred eu că au avut-o toată vara cei care ori trecut pe la Lăpușnic sau stau aici, a fost faptul că începând din vara asta am avut un parc pentru copiii din sat. Și el e câțiva pași mai la vale de noi. O să ajungem și pe acolo. Este vorba de parcul de care aminteați, adică era atunci în proiect, anul trecut, dacă nu mă înșel. Da, era un proiect, parc era acolo, era parcul poștei dintotdeauna, doar că uitat de autorități și de restul lumii, a devenit un loc... anonim și neinteresant. Noi am dat acum o nouă înfățișare și înfățișarea asta nouă i-a făcut pe toți să treagă acolo în vară, să se mai întâlnească la o vorbă, în timp ce își supraveghează copiii. Am mai susținut și pe cei care au încercat să aducă un plus de vivacitate în comunitatea noastră și și-au investit banii și economiile în planuri pe comuna Lăpușnicu Mare și avem un nou loc de întâlnire și mai jos de parc, unde sper să ajungem astăzi. Vă duc să vi prezint pe cei care au realizat cea mai mare investiție din ultimii ani la noi în comună. Avem o firmă de catering cu un restaurant un proiect frumos propriu, și vesel. Dacă da. Nu înșel, da? Pe de altă parte, vedeți aici o organizare de șantier improvizată, de care nu sunt mândră și astea sunt dalele de la o lucrare pe care o avem undeva mai sus în sat, o lucrare de construire a unui sistem de rigole care vor prelua apele pluviale și aluviunile ce provocau necazuri la casele din acea zonă toamna și primăvara. Ne-ați spus de bucuriile oferite celor mici și celor mari, referitor la proiectul cel... Cei mari se bucură de drumuri bune, se bucură de infrastructură în curs de realizare, se bucură de faptul că s-a intervenit pe drumurile agricole, cei mari se bucură de faptul că își pot crește animalele în mod profitabil și pot să facă agricultură și pot să fie fermieri în condiții avantajoase, în sensul că noi am intabulat pășunile de pe raza OAT-ului, le-am închiriat fermierilor de la noi din comună. Cei mari se bucură când văd că mai batem un cui, mai rânduim un colț de comună, se bucură când văd că ne dăm de lucru și nu lăsăm timpul să treacă de pomană. Știți cum spun eu și nu numai vorba românului. Vorbărie multă, sărăcia omului. Haideți să facem o incursiune pe străzile Lăpușnicului, Mocerișului. Vă poftesc, haideți. Și să vedem cum arată Lăpușnicul acum, în toiul sărbătorilor de iarnă. Vom pleca, dragi telespectatori, chiar de aici, din
platoul din fața Bisericii Ortodoxe din Lăpușii Mare, împreună cu Mihaela Drăgila. Așadar, primul reper de la Lăpușii Mare, Biserica Ortodoxă, care se află chiar în spatele nostru. Ne aflăm în toiul sărbătorilor de iarnă. Multe zile religioase. Vine multă lume aici la biserică? Vine. Lumea, în general, vine la biserică. Nu vine multă pentru că nu mai suntem foarte mulți în sat. Dar cei care suntem aici și cei care vin de departe acasă, în general, la sărbătorile mari, bifează dusul la biserică. Și biserica noastră e una cu care ne mândrim, nu doar pentru că aici vin oameni de bine, ci și pentru că e prima biserică de piatră din Valea Almăjului. Ea e monument istoric și ne-am străduit să-i dăm o față soale nouă. Noi, da. Să-i dăm soale noi de Nigeia anul ăsta. Am reușit, nu le-am expus noi cât trebuie, nu ne-am putut bucura cât trebuie de ele pentru că nu s-a organizat, din păcate, data fiind situația la nivel planetar, nu s-a organizat niciun fel de eveniment care să pună la risc populația, dar am îmbrăcat trepții în granit, am reabilitat fântâna, am aranjat scena astfel încât muzicanții pe care vom avea în următorii ani și toți cei care vor veni cu drag de Nigeia acasă să se poată bucura de tot ceea ce îți pune inima în sărbătoare. O investiție importantă aici la Biserica din Lăpușii cu Mare. Sperăm că lăpușnicenii și nu numai, și invitații lor la sărbătorile religioase și nu numai, vor călca aici scările și pragul bisericii de aici din Lăpușii Mare și se vor bucura în primul rând de sănătate, bucurie și fericire și, bineînțeles, petrecerile care sunt la Nedeie, la Crăciun, la Paș și așa mai departe. Sperăm... E loc unde se face jocul de obicei la noi în sat, unde se sărbătorește și nunțile. În orice nuntă la Lăpușnicu Mare presupune cununie religioasă urmată de un dans. Jocul. Aici. Jocul aici, e jocul pe platoul acesta imens. Cred că este cel mai frumos din Valea Almăjului. Nu numai din Valea Almăjului. Oi fi eu almăjan, oi fi eu lăpușnician, dar să știți că toți care vin, care vizitează Lăpușnicu Mare, rămân uimiți de ceea ce este aici, de acel platou din fața bisericii. Noi mergem mai departe, dragi telespectatori, pe cărările Lăpușnicului Mare, acum, în toiul sărbătorilor de iarnă. Și dacă tot mergem mai departe pe cărările Lăpușnicului Mare, n-aș vrea să plecăm de aici până nu vă povestesc că tocmai am finalizat intabularea terenului din spatele bisericii, locul unde vom construi capela mortuară, atât de necesar comunei noastre. Primăria Lăpușnicului Mare se gândește și la viață, se gândește și la viața de după și vrem să facem trecerea între cele două cât se poate de omenos și de respectuos pentru cei care au trăit și au slujit satul. Cam pe când se vor materializa? Având în vedere că am finalizat procedura de intabulare a terenului și asta a fost o chestiune extrem de anevoioasă, putem demara proiectul de realizare părții tehnice scrise și desenate a acestei capele. Am încheiat deja un contract cu un arhitect în acest sens. Lucrarea cel mai probabil se va face din resurse ale bugetului local și nu cu finanțare externă. Dacă reușim să avizăm studiul de fezabilitate sau poate chiar PT-ul, vedem ce spune Consiliul Județean și Biroul de Urbanism, atunci în circa 2 ani de zile ar trebui să dăm ordinul de începere a lucrărilor. Timpul ține cu noi. Nu ne lasă să stăm în casă. Noi, da. Haideți să mergem aici la Lăpușnicu Mare. Dragi telespectatori, iată ne aflăm în fața unui edificiu reprezentativ pentru Lăpușnicu Mare, pentru Valea Almăjului și nu numai, pentru întreg Banatul. Casa de Cultură Eftimie German, un edificiu impozant,
Haideți să detaliem un pic despre acest lăcaș de cultură, Casa de Cultură Eftimie German. Casa de Cultură Eftimie German e una dintre puținele case de cultură din mediul rural în România. A fost construită în perioada interbelică. La inaugurarea sa a fost prezent și Carol al II-lea. E un lucru deosebit pentru o comună atât de mică. Din simplu fapt că la noi în sat s-a născut un mare om, un mare om care și-a închinat existența semenilor săi și a negociat și a impus și a obținut drepturi pentru clasa muncitoare în ani în care ziua de muncă era mult mai lungă de 8 ore, în care mineritul reprezenta o importantă parte din economie și un sector unde trudeau mulți oameni. Eftimie German a fost omul care a mobilizat autorități și prin sponsorizări și donații a adunat suma necesară pentru a ridica această clădire. Clădirea e și meritul unei generații care a trăit la noi în sat în acei ani și ea s-a construit nu doar cu banii donați și banii obținuți de Eftimie German, s-a construit și cu forța de muncă a sătenilor, care pe atunci lucrau toată lunca, toate gealurile, toate pășunile și mai aveau suflet și energie ca să investească și în această impozantă construcție cu care ne mândrim de generații întregi. Chiar sunt două plăci în interior. Acum, dragii telespectatori, acest edificiu se află într-un proces de renovare. Vom reveni în emisiunile următoare cu interioarele acestui lăcaș de cultură impozant. De la baie comunală, dispensar, bibliotecă, sală de spectacole, sală de repetiții. Deci, ce să vă spun, fie în zona rurală, la sat, la comună, te uimește acest edificiu. Pe lângă această casă de cultură, și am zis bine, pe lângă această casă de cultură, mai e alt lăcaș de cult, baptist, așa la e. Câțiva metri. Da, pentru că aici, după câte am înțeles, atât ortodoxii cât și baptiștii se află într-o înțelegere de plină, pace, înțelegere și bună conviețuire, chiar la câțiva pași. Da, și nu numai la noi. Să știți că, în general, comunitatea ortodoxă și cea baptistă au conviețuit foarte armonios și, în general, datorită faptului că noi, ca și comunitate și almăjenii, au fost întotdeauna very open-minded, foarte deschiși la nou. Și tocmai din cauza asta a și găsit receptivitate confesiunea baptistă la noi în comună încă de la începutul secolului trecut. De pildă, anul ăsta la Moceriș s-au sărbătorit 100 de ani de la înființarea Bisericii Baptiste, eveniment la care eu am avut plăcerea să fiu invitată și am bifat prezența acolo cu multă recunoștință. Ortodoxii și baptiștii sunt nimic altceva decât creștini care privesc înspre lume și înspre veșnicie cu mici diferențe. În realitate, toți au gânduri frumoase, toți înțeleg binele și relația cu Creatorul într-o manieră corectă și sănătoasă și n-au existat niciodată asperități din punctul ăsta de vedere. Și nu ezită niciodată să vină cu mic, cu mare, la sărbătorile religioase, Paște, Crăciun și așa mai departe, Rusalii, și în fiecare duminică. Dovada pentru acest fapt e să vedeți până unde a mers înțelegerea și până unde s-a dus puterea de a veni la întâmpinare între cele două confesiuni. Fanfara de la Lăpușnicu Mare a fost fondată și începută cu instrumente muzicale ale comunității baptiste. N-am știut. Da. Și datorită faptului că eu una am prezent în minte chestiunea asta și mai știu și alții, putem cu siguranță să declarăm că la Lăpușnicu Mare
trăiesc oameni înțelegători, toleranți și dispuși să vadă ce-i frumos și ce-i bine, indiferent de mici diferențe de viziune pe care le avem. Totodată, Casa asta de cultură e locul unde generații întregi au avut posibilitatea să le arate părinților lor ce au mai învățat la școală. E locul unde am văzut mari actori români pe scenă. Care au călcat scena. Exact, în anii 90, da. De pildă, eu l-am văzut pe Dăm Rădulescu la Lăpușnicu Mare, pe Horațiu Mălăele, Rodica Popescu-Bitănescu, pe Bănică l-am văzut aici. Dăm Rădulescu, țin minte că era absolut fascinat de cenuci bune avem noi aici în, da, în într-adevăr, sat. Într-adevăr, sunt plin de nuci. Niciodată, da. A spus el, țin minte replica asta, în timp ce mânca nuci acolo, lângă teiul ăsta, nuci de la Milete, niciodată în viața lui n-a văzut nuci așa mari și așa bune. Ca la Lăpușnic, totodată locul ăsta e punctul spre care vin în momentul de față tinerii. Am suspendat un pic activitatea de la bibliotecă, dar asta numai pe perioada asta un pic nefericită și îngrijorătoare a pandemiei. Când lucrurile se vor întoarce la normal, puștii din sat vor avea din nou seara un loc frumos de și, recreere. Da, da, și decent unde să se întâlnească, să joace șah, joacă table, au un televizor de dimensiuni maxime unde pot urmări meciuri de fotbal sau documentare dacă le face plăcere. Au masă de ping-pong atât pentru interior, am luat acum ca să avem în pandemie, și pentru exterior, și ei joacă vara cât e sara, cât e noaptea de lungă, joacă ping-pong în fața căminului, se întâlnesc aici. E un loc unde s-a vedere, unde sunt oarecum supravegheați și vegheați de toți cei din jur. Nu trebuie să stea adăpostiți în vreun bar, în vreun birt, ca să nu-i plouă, pentru că vor să se întâlnească. E bine, mai poți să stai și acasă dacă plouă, nu neapărat în baruri, în birturi și alte. Statul acasă e pentru cei ușor mohorâți. La Lăpușnicu Mare trăiesc oameni cu drag de alți oameni și aveți aici dovada că așa e, pentru că Dea i-a făcut lui Victor acu de Revelion o declarație de dragoste. Da, chiar se vede. Pe un gemuleț, da. Și să nu uităm pentru cei mici, părculețul poștei care se află chiar alături de Casa de Cultură, care datează, să spun așa, de puțin timp, cred un an, doi. O să trebuiască să vă corectez. Mă simt datoare să fac această corectură în onoarea lui mama Sofia Mociocoane, care e singura urmașă nepoată lui Eftimie German și care acum 3 ani de zile, când m-am întâlnit cu ea ultima dată, înainte să treacă la cele veșnice, m-a corectat și mi-a spus: ăla nu e Parcul Poștei, ăla e Parcul Căminului. Comuniștii i-au spus Parcul Poștei. Păi zic, da, haide să trecem peste comuniști și așa mai departe, că toți știam Parcul Poștei, că nu era niciun parc al Poștei. E Parcul Poștei, Căminului. Era parcul din fața poștei, pentru că acolo era poșta, oficiul poștal. Generația, da, care a construit căminul și care l-a apreciat la adevărata lui valoare, pentru că el a fost lăsat în paragină și în uitare câteva zeci de ani, a ținut la acest detaliu aparent nesemnificativ pentru noi, prin care parcul să fie Parcul Căminului și nu Parcul Poștei. În orice caz, la Parcul Poștei avea o stea acolo pe care am îndepărtat-o și în locul ei, după cum vedeți, avem mobilier pentru copii. Acum tot locșorul ăsta e împodobit cu lumini pentru Crăciun. Doar avem suntem și în toate sărbătorilor de iarnă. Avem și un asta, moș care asta salută trecătorii de sub adăpostul Foișorului. Asta vreau să spun. Da? Nu vom pleca de aici. La sfârșitul emisiunii, aceste emisiuni realizate la Lăpușnicu Mare, ne vom întoarce aici mai pe seară. Nu o să-l așteptăm pe Moș Crăciun, că nu știu, am fost cu minți, n-am fost cu minți, nu știu, poate l-așteptăm degeaba. Dar nu degeaba vom aștepta luminile de aici, din acest... La mine Moș Crăciun a venit acum vreun an bun în septembrie, mi-ajunge-i pe 4 ani de zile, nu pot să mai pretind nimica. Mi l-au adus toți sătenii din Lăpușnicu Mare
Și diseară, când se mai întunecă, vă poftesc să ne întoarcem în punctul ăsta ca să vedeți cât e de frumos. Mai avem de colindat pe străzile Lăpușnicului Mare. Dragi telespectatori, noi ne vom continua itinerariul mai departe, să vedem. Cred că mai sunt și ați amintit la începutul acestei emisiuni de câțiva tineri care au avut inițiativa și nu numai de a dezvolta niște proiecte, fie private, fie prin proiecte europene. Dar vom merge și acolo, vom ajunge și la Moceriș. În periplul nostru pe Valea Almăjului, iată, am făcut un popas pe cheile Prigorului. Voi sta de vorbă în cele ce urmează cu câțiva dintre localnicii acestei zone și vă vom prezenta, vom discuta despre tradițiile sărbătorilor de iarnă, aici, pe Valea Almăjului. Așadar, ne aflăm pe cheile Prigorului, acum în toiul sărbătorilor de iarnă. I-am făcut o vizită unui investitor, un localnic de aici, din Prigor, care nu și-a uitat obârșile, cu toate că este stabilit în Timișoara. Revine des, chiar foarte des, aici pe cheile Prigorului, pentru că a investit într-o pensiune împreună cu familia. Bun găsit, domnule Doru Tocuniță. Bine ați venit la noi. Frumos, frumos aici pe cheile Prigorului, mai ales acum în toiul sărbătorilor de iarnă. A fost Crăciunul, iată, anul nou. Cum v-ați pregătit?
Ne-am pregătit în primul rând prin sacrificarea porcului. A, pomana porcului. Pomana porcului. Da. Un obicei tradițional, nu numai în această zonă, în Valea Almăjului, cam peste tot. O să vorbim despre asta. Masa este îmbelșugată, vom vorbi despre fiecare. În primul rând, spuneam că aveți o afacere proprie, o afacere familială. Da. Aici, pe cheile Prigurului. Cum i-ați așteptat, presupun, cu toate că trecem printr-o perioadă mai dificilă, cum i-ați așteptat pe cei care au călcat pragul acestei locații? I-am așteptat cu produse tradiționale, majoritatea fiind produse pe raza localității din produse naturale, cu o brânză făcută în casă, cașcaval. Cu niște cârnați, îmi fac ochiul ceva mai... Cârnați și răchia. Și răchia, bineînțeles, pentru digestie. Haideți că o să ajungem și acolo la, cum să zic, la gustarea fiecăruia dintre aceste bunătățuri. Revenind la investiția dumneavoastră de aici, din zona Almăjului și numai, mulți tineri își iau zborul după ce au terminat studiile, după ce s-au pregătit, să spun oarecum profesional, își părăsesc zona, își iau zborul spre alte țări, sau, mă rog, alte orașe din țară. Dumneavoastră v-a stabilit de mulți ani în Timișoara. Da, ce v-a determinat, dar ce v-a determinat să reveniți aici cu o afacere, cu o pensiune? Veneam foarte des aici la bunici, la neamuri. Mama mea fiind născută aici și venind la neamuri foarte mult, m-am îndrăgostit de zonă și am căutat un teren unde am început investiția. Ați copilărit aici sau nu? Și aici, mama fiind bolnavă, am stat o parte din copilărie aici cu bunici. După care am mers la Timișoara, acolo am mers la școală. Deci ce pensiune și nu un alt obiect de activitate, al domeniului de activitate? Prima dată m-am gândit să fac o casă, să nu mai deranjez pe nimeni, ca să am unde să trag când vin aici. Și văzând că sunt foarte mulți turiști în zonă, m-am gândit să le ofer un loc de cazare. Când am început, nu era nici o pensiune în zonă. Nici acum nu sunt prea multe. Nu sunt investitori. După cunoștințele mele, da. Cu toate că ar trebui investit în această latură. A fost greu? A fost la început, dar după aia... Aveți aici chiar unde ne aflăm o sală de mese, un bar, aveți camere curate, aranjate, căsuțe, piscină, o mini-piscină, pentru sezonul cald, bineînțeles, nu acum. O fi noi în pandemie, febră mare, dar să nu ajungem la piscină. Da. Să revenim la tradițiile de aici, din zona Prigorului, din zona cheilor Prigorului. Aminteați la început, primii cu ce se pregătesc, prima dată cu ce se pregătesc almăjenii, e tăiatul porcului, pomana porcului, da. Că de acolo pornesc. Dacă nu ai un pic de carne, un pic de cârnat pe masă, un pic de brânză, un pic de răchie, de țuică, nu și-au rostul sărbătorile, adică nu se simte gustul sărbătorilor. Porcul aici, în zona Almăjului, cum se face? Se pârlește prima dată, deci după ce se sacrifică, se pârlește, opărește? Se opărește, după care se pârlește ca să îi se dea un pic de culoare la șoric. Dar nu în paie? Nu, cu butelia, nu se mai... Da, e mai la îndemână. Da. După care se
despică și se fac diferite produse. Se trece la domeniile de consum, nu de activitate, da, da. Tranșatul porcului, nu? Da. Și apoi? Se face șuncă, slănină, cotlet care vine pus la sare și afumat. Făcut. Și apoi la untură, nu? Nu, rămâne, deci, servite ca produse tradiționale. Aha, afumate, da, cum ar fi. Da, se da, pune da, produse în casă, deci. Da, dar vă întreb, cârnații, mai sunt și bucăți de carne, care după o mică afumătură se prăjesc un pic și se pun peste iarnă, peste... an. În untura. În untura. Da. Nu se obișnuiește aici? Ba da, avem și așa ceva. Avem și așa ceva și ca să putem să servim turiștii și vara. Și șunca care se afumă și ține toată vara, care se servește la micul dejun sau pentru turiști care doresc să mănânce bio. Porcii sunt crescuți aici, în da, localitate, da, în gospodărie, da. Cum se spune. Sunt și când spui gospodărie, normal că crescuți cu porumb, hrănești cu ce se găsește aici, partea bio, cum am spus. Da. Hei, mai sunt și unele excepții, dar tot nu se compară cu produsele comerciale, cum se spune. Da, într-adevăr. Da, investiția pe care ați făcut-o aici... este rentabilă, folosiți doar mâncarea tradițională, pentru că vorbeam de produsele de la porc, mai văd aici brânza, asta e brânză de prigor și cașcaval, da? Da. Cârnații, mă rog, îi serviți pe cei care vă calcă pragul acestei locații? Da, acum... am înaintat documentația pentru am deschide un punct gastronomic local. Cu, asta în viitorul apropiat, da? Da. Deci. Cu produse tradiționale. Deci se va mânca în mare parte produse achiziționate de la săteni, produse în gospodăriile proprii. Ah, și luați legătura cu sătenii, normal că nu... Da. Ei, efectiv, își valorifică produsele, da. Animalele, mă rog. Și dumneavoastră le puneți la, cum să zic, sunteți partea de și de promovare, bineînțeles, prin locația dumneavoastră, și de consum. Da. Tot aici, în această locație? Aici? Tot aici, pentru că este o pensiune, nu este așa mare, deci este pentru familii cu copii, cu liniște. Deci cine dorește o oază de liniște, aici este locul potrivit. Câți porci ați tăiat? Doi am tăiat. Chiar aveam un interlocutor în emisiunile mele trecute și am fost zic că câți porci ați tăiat? Zice, am tăiat de pe listă, zice al ăsta. Doi porci din care... se regăsesc produsele. Deci se regăsesc produsele și facem produse care țin mai mult timp, care le putem servi pe tot parcursul anului. Vorbeam despre partea premergătoare mezelurilor la tăiatul porcului. Ei, am ajuns la cârnați, cârnații de... carne sunt, da? Așa da, se numesc, da, cârnații da, de carne. Apoi, caltaboșii, cum se mai numesc pe aici? Cârnați albi. Cârnați albi, da, pentru că sunt mai deschiși la culoare. Da, da, da. Și apoi, toba. Toba, da. Toba și jumerele. Jumerile, da. Cramele. Aici se fac crame. La Timișoara am adus și fac jumere. Da, aici, în zonă, nu prea se fac jumere. Depinde și de partea de tradiție, de cultură a fiecărei zone, pentru că și la evenimentele tradiționale, specifice zonei, cum e aici la noi, Nedea, Negea,
în partea câmpiei de pustă, Timișoara, ruga. Acum se folosește cam peste tot. Ruga bănățeană, ruga și aici. Pe ruga n-a fost niciodată în Valea Almășului. În Etea a fost. Da. Da. Totul se mai, cum să zic, nu că se uită. Poate că e un pic influență. Cum e peste tot și în țară, partea Occidentului și așa mai departe, anumitor zone. Pe lângă mezelurile de la porcul, de Crăciun, că de Crăciun se taie porcul, pe masă fiecare prigorean, de pe masa fiecărui prigorean, nu cred că lipsește brânza de vacă, brânza de oaie, e făcut aici, de localnici, da? Da? Mai sunt vaci, mai sunt oi? Mai sunt, dar puține. Oi sunt multe, vaci sunt mai puține. Da, și văd în sticla aia pe masă, acolo e o țuică veche, cred. Da, este o țuică de 10 ani. Răchie. Răchie, cum se spune aici. Cam câte grade are? În jur de 40. 40, nu mai e răchie. Aici răchia se face, mai moare, așa, la 32 de grade. Se face undeva la 32 de grade, dar da, aia e răchie. Turiștii da. Solicită ceva mai tare. Pentru că amintează de turiști, cei ce vin aici, în această locație pe care o administrați. Ce preferă mai mult dintre bunătățurile pe care le oferiți? Deci preferă ouăle gaigană, slănină friptă, lucruri tradiționale. Mâncare... Slănina, am uitat de slănina afumată, tot de la porc. Da. Exact, slănina afumată, ouăle, aveți și găini aici? Da, avem și găini. Ha, în spatele, acolo aveți cotețele. Așa, deci totul tradițional, dragi telespectatori. Abia aștept să ne înfructăm un pic din bunătățurile de pe masa sărbătorilor de iarnă de aici, din pensiunea familiei Toconiță. Dar cine le-a făcut? Cine le-a pregătit? Doamna care se ocupă cu mâncarea, doamna Lili. Doamna Lirie, dragi telespectatori, e cea de lângă noi, de aici, din platoul amenajat aici. Doamna Lirie, puteți să ne spuneți câteva cuvinte din ce ați pregătit pentru mesele de Crăciun, de Revelion, de Anul Nou, de Bobotează, de Sfântuion? Am pregătit, după cum se știe, din toate bunătățile tradiționale care sunt cerute de turiști, de care se fac de obicei de sărbători la sate. Un pic din fiecare, un pic de brânză, un pic de o salată de cartofi copți cu sfeclă coaptă, o umplute, cârnaț, prăjit, cartaboș, pește cu mămăligă, prăjitură albă ca zăpada. Această prăjitură așa se numește, albă ca zăpada? Da, sigur că da. Sigur da. Că da. N-am mai auzit, dar da. După arată bine, o să gustăm și noi. O ceafă de porc cu ciuperci și cașcaval din producția proprie, producția sătenilor, producție locală, cașcaval. Atât cașcavalul și brânza. Atât cașcavalul cât și brânza sunt produse tradiționale, produse făcute de producătorii locali care își promovează și ei cum pot, și apoi, și apoi mai încolo cârnați, de la de care vorbeam, și jumările, cramele. Cârnații, da, care se fac din carne cu un pic de slănină, carne de porc, carne de vită, cine dorește, cu sare, piper, boia, usturoi și toate cele. Jumările nelipsite din tradiția populară românească, din moș strămoș, cartaboșul, care tot așa este un produs tradițional, vechi, cu organe de porc, șorici, plămâni, inimă, ficat. Bine fierte și apoi preparate. Fierte, măcinate, condimentate după aceea și încă o dată fierte, puse la răcit, afumate și după aceea puse pe masa
Bine, omului. Astea le prepară măcelarul, că presupun pur că sunt mai nu dumneavoastră. Ba noi am contribuit la toate cele. Deci chiar noi. Am contribuit, sincer. Dintre cei ce vă vizitează și apelează la serviciile dumneavoastră, ce preferă mai mult? Mâncarea tradițională, adică provenită chiar. Deci sunt mulți care sunt obișnuiți cu diverse sortimente de mâncăruri, de produse și așa mai departe. Sau, zic eu, preferă tradiționalul, pentru cei că la oraș, cum pragul, se spune, da, sunt obișnuiți. Cei ce ne calcă pragul fiind o pensiune, nu este un loc foarte... Este o pensiune modestă care doar așa ceva servește. Nu servim cei ce doresc altceva, caut altceva. La noi găsesc și comandă doar produse tradiționale, pentru că știu că și majoritatea sunt... Ați spus o pensiune modestă. Da, se poate spune și așa, pensiune modestă, dar cu de toate. Adică cei care vin aici după o mâncare copioasă și o băutură ca atare, au unde să se destindă. Deschid ușa. Au unde să se destindă, da. E în primul rând natura. Da, e natura care le oferă foarte multă liniște, foarte mult... O oază de liniște, o oază de altceva. De conectare, deci cu tot ceea ce... De cotidian și așa mai departe. Da, așa mai departe ce ține de oraș. De... Vorbeam cu domnul Douru despre frumusețile naturale de aici, din zona Almășului, Valea Almășului, Cheile Prigorului. Timpul nu ne-a permis să facem câteva deplasări. Dar în primăvară, ce ziceți? Vă așteptăm cu drag. În primăvară, vară, deci, cum spuneați dumneavoastră, mai un pic, până dă colțul ierbii. Atunci se vede frumos, se poate merge sus pe dealuri, se văd niște priveliști fenomenale, se vede până departe. Și acum, la 10 km vedeți toate satele din... Fiecare anotimp are frumusețea și farmecul lui. De-abia aștept pe celelalte emisiuni ale mele să le realizăm împreună cu dumneavoastră acolo. Dar să nu uităm de frumusețile iernii. Fiecare anotimp își are frumusețile și farmecul. Da, exact, și farmecul. Sigur că da. Vorbeam de ce ne înfructăm. Înfructăm, dar mai trebuie să și bem. Sau înainte, sau după. Hai că după un vin. Pe aici, în această zonă, vinurile sunt mai puțin produse, da, se mai produceau înainte, au cam dispărut viile. Da, suica, prunele de vară, prunele de toamnă, sunt la ele acasă. Sunt cazane pe aici, sunt cazangii? Da, sunt câteva cazane unde merg oamenii să producă această țuică. Pe care dintre ei ați recomanda să facem o vizită, chiar dacă și în toiul iernii, cazanele sunt închise acum. Dar să discutăm cu un om de-a locului, cu un cazangiu, despre partea de producere a țuicii, a rachiei. Am putea merge la domnul Verindeanu. Domnul Verindeanu are cazanul ăla mare, chiar în centru, dacă da, nu știu. Da, da, da. Așa. Dragi telespectatori, am auzit, am văzut cum se prepară. Bunătăți! Din sărbătorile de iarnă. E bine, dacă am zis că am mâncat, mai și bem, hai să mergem și până la cazanul domnului Verindeanu. Astăzi am să vă povestesc cum se face răchia pe Valea Prigorului, Valea Almășului, mai bine zis.
Și mai întâi aș vrea să vă spun că prima dată se culeg prunele, se depozitează într-o strează, îi spune la noi, dar într-un bazin, pot să spun pe înțelesul tuturor. Cel mai bine este să depoziteze într-o cantitate cât de mare. Iar e bine să se pună aproape toate într-un același bazin cât de mare, pentru că fierberea este mai consistentă și calitatea este mai bună a răchiei. Oamenii își depozitează la ei acasă, după care aduc acest car cu bazin cu butoi de lemn la căzan. Așa se făcea mai înainte, dar acum e un pic mai greu pentru că nu mai sunt atâtea prune de multe, că oamenii n-au mai săpat prunii, n-au mai lucrat atât de consistent ca înainte. De aici se golește, pot să zic automat, într-un bazin de depozitare și după care o să vă arăt în continuare cum se procesează răchia de prigor. Desface slăvina aici așa, nu? Și curge borcotul. Ăsta e un bazin de depozitare care are o capacitate de 3 ferturi, de 3 fierbere, cum ar fi. Pentru că nu poți să nu ai, că nu poți să oprești căzanul în tot momentul. Trebuie să ai o cantitate anumită ca să poți să funcționezi cu el. Din bazinul cel mare să golește în bazinul ăsta mic. Noi spunem leagăn, îi zice. Ăsta are exact o umplătură, exact cât încheapă în căldarea de la căzan. Deci aici e căzanul înăuntru. S-a umplut ăla, are și rolul de a se încălzi. Automat, după ce am dat drumul la borhot din căzan, intră această cantitatea respectivă, exact cât e cantitatea în căzan. După ce se introduce borhotul în căzan, se închid imediat slăvinele, nu mai răsuflă deloc și se dă foc puternic ca într-o oră să iasă o cantitate de alcool de 35 de grade, să zicem, la 40 de litri la o tură de fierbere. La rolul respectiv să învârte așa încet, că de-aia și spune rol, roată, încet să se învârtă. Fierbând, se aburi, trec și trec în răcitor. Așa îi spune la asta lula căzanului, zice, care aburii din căzan de la capacul ăsta se vin în răcitor. În răcitor se transformă aburii în lichid și curge răchia în buriu. În bazinul cu apă de la răcitor, care să spele căzanul. La fiecare golire din căzan să dă drumul la robinet și să spală căzanul, ca la fiecare fertură să fie curat, să nu se prindă, să nu se aprindă. Ea are o grămadă de reguli. Acum, asta e trăgula cu care se trage răchia din buriu și acum haide să gustăm, să vedem ce materie ne-a ieșit. Îi dau prima dată lui care a învârtit la rol, că el a muncit mai mult. Să trăim la mulți ani și să dea Dumnezeu să fie numai bine. Ne întâlnim la o producție nouă. O producție nouă. Doamne ajută. Sănătate. Iată, după ce am aflat cum se pregătesc sărbătorile de iarnă aici pe cheile Prigorului, aici la pensiunea familială a domnului Doru Tocăniță, împreună, deci are răspunzătoare de bunătățurile de vasă, doamna Lili. Ați văzut, dragi telespectatori, cum sunt întâmpinați cei ce calcă această zonă frumoasă, mirifică, din Valea Halmăjului. Sper să ne revedem curând
și sănătoși, în primul rând, la o nouă emisiune de aici, de pe Cheile Prigorului, împreună cu dumneavoastră, atunci când dă colțul ierbii. De acord? De acord, vă așteptăm cu drag și poate atunci mergem, vizităm, eu știu, stâne de oi, vom putea vedea frumusețile de sus. Să vedem și cum se face brânza, da. Cașcavalul, cum se cresc oile, animalele, aici vacile, pentru da. Că mai sunt, mai tași. Dragi telespectatori, noi trebuie să ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, de aici, de pe Cheile Prigorului, în toiul sărbătorilor de iarnă. Ei bine, până la o nouă emisiune, Nicu Surulescu vă spune la bună revedere!